Bună seara, stimați telespectatori! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Educație. Revine în studioul nostru și o să vedeți că, pentru motive importante, domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu, căruia îi spunem bun venit în această emisiune. Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație. Spuneam că sunt motive importante pentru că uh, Muzeul Județean, așa cum era și normal pe undeva, Deține, să zicem așa, întâietatea activităților dedicate centenarului. Și de ce spun acest lucru? Practic, și în această toamnă s-au succedat de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, diverse manifestări, unele chiar cu caracter național, care au pus și în valoare ce zestre istorică, ce zestre muzeistic ar aveți. În același timp ați organizat, ați găzduit diverse manifestări dedicate centenarului. Și chiar la sfârșitul săptămânii trecute au fost o serie de manifestări în muzeu. Cu care dintre ele să începem, să spunem așa? Iată că se întâmplă un fenomen fascinant până la urmă. Bine ați menționat, muzeul este gazdă. Într-adevăr, Dincolo de faptul că muzeul a fost organizatorul și catalizatorul unor, anumit, uh, unor uh, expoziții și evenimente uh, dedicate uh, aniversării Centenarului Marii Uniri, uh, avem uh, prilejul de a fi uh, gazdele unor oaspeți de mâna întâi, ca să spunem așa, uh, și anume inițiative particulare, inițiativele unor oameni pasionați de fotografie, de istorie, de etnografie, uh, diferite alte aspecte ale vieții cotidiene uh, pe care țin să le pună în valoare. Iar noi nu facem altceva decât să-i încurajăm. Uh, este un fenomen uh, constat național. Dacă cineva își punea cândva întrebarea, poate pe începutul acestui an, ce face ce fac autoritățile, ce face guvernul pentru aniversarea Marii Uniri, iată că lucrurile sunt fragmentare, dar sunt de o asemenea densitate și la latitudinea la liberei inițiative, de o asemenea densitate, încât e o efervescență culturală aproape în fiecare zi. Și iată că am avut și o expoziție de fotografie foarte bună, domnul Ionel Scăunașu, excepțională punere în valoare a monumentelor dedicate eroilor din primul război mondial de la Târgu Jiu, monumentelor brâncușiene. Vă invit să vedeți la, la muzeu această expoziție. Ea este o completare fericită sau poate nu știu dacă neapărat termenul de completare este cel mai bun. O continuare fericită a unei expoziții de etnografie din aceeași sală. De asemenea, mai avem o expoziție. A domnului profesor Mălescu. Sigur, toate au coincis și cu un concurs al elevilor cu ocazia Centenarului despre care noi am amintit la emisiunea una, care a din fost una din emisiunile precedente. Da? Deci, iată, o serie de evenimente care se îmbină în mod fericit și dau un. Uh, aspect viu, rotund, coerent al uh, vieții publice din uh, uh, Târgușiu. Da, și din uh, Gorș. Suntem, fiind la emisiunea Educația, cu siguranță aceste expoziții fac și educație, dar și concursul se adresează cum spuneam, școlarilor, de data aceasta. Iar acest concurs a avut un succes destul de mare. Pentru prima ediție, să menționăm că este vorba de competiția județeană de istorie, Centenarul Unirii Bucovinei și Transilvaniei cu România. Și, în prima ediție, a avut o etapă locală, care s-a desfășurat în 31 de școli cu personalitate juridică. Au fost undeva la 418 participanți, deci peste 400 de participanți în etapa locală, și au trimis până la urmă în faza județeană finală. 17 echipaje au ajuns în faza finală. 10 dintre aceste echipaje, adică dețin, câștigătorii premiilor 1, 2 și 3, premiilor speciale și, și, și mențiunilor, vor merge în acest sfârșit de săptămână la Alba Iulia o excursie oferită de același organizator, Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, e adevărat, sub egida Ministerului Culturii de data aceasta. Și în colaborare pot, cu? Da. Și în colaborare cu Asociația Școala Gorjană, Serviciul Județean Gorj al Arhivelor Naționale. Uh, e Inspectoratul Școlar Județean Gorj și, bineînțeles, Societatea de Științe Istorice Filiala Gorj. Sigur. Am inversat puțin <coughs> rolurile. Puțin rolule, pentru că uh, la această, acest proiect. Uh, să zicem, am colaborat și, și noi doi ca persoane, dar în același timp și instituțiile pe care le reprezentăm și rămân la părea cel puțin participanții la acest concurs, deopotrivă, elevi și profesori au apreciat uh, și organizarea și desfășurarea acestei, uh, acestui concurs dedicat centenarului, ba și din cei care n-au avut legătură direct cu concursul, au participat la faza județeană, uh, uh, au remarcat cumva oportunitatea unei asemenea organizări. Însă, uh, am avut și întrebări chiar și din țară, uh, chiar colegi din presa, din presa centrală, mă întrebau, da, bun, dar de ce se numește Unirea, Centenarul Unirii Bucovinei și Transilvaniei cu România și nu se spune și despre Basarabia, dar Gorșu a avut o serie de acțiuni, începând cu încă din ianuarie, de fapt, pe Centenar, iar în martie a fost una, o acțiune foarte mare, dar la momentul acela nu se aprobase calendarul Ministerului Culturii, iar competiția nu, nu era încă să știm așa că se va desfășura, de asta s-a și mers doar cu partea de Unirea Bucovinei și așa a fost și Transilvania, așa a fost aprobată de Ministerul Culturii și timp de trei ani ea se va desfășura așa, singura modificare pe care o putem aduce și am înțeles de la de un director al Muzeului Județean, de la reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean că... Sunt foarte mari șanse să avem la Târgu Jiu un, un concurs regional, adică anul viitor, în 2019, să avem unirea făcută și la nivelul Olteniei, cu echipaje din toată Oltenia, competiția desfășurându-se tot la Târgu Jiu, la Muzeul Județean, ceea ce n-ar fi rău deloc. Da, și cred că este un lucru extrem de oportun, dincolo de dificultatea demersului, calitatea de organizatori, remarcăm acest lucru, Uh, pentru că presupune și o, o responsabilitate pe măsură, uh, dar este de fapt o punere în oglindă a uh, expoziției pe care am avut-o. Uh, acum câteva luni la Târgu Jiu, Centenarul Marii Unirii în Oltenia, o expoziție care este în momentul de față se află la Muzeul Județean Aurelian Sacerdoțeanu din Râmnicu Vâlcea, urmează a fi itinerată la Craiova și în alte județe ale Olteniei. Așadar, avem o corespondență între expoziție ca model educativ și concurs faptul că școlar. copiii veniți din foarte multe zone ale județului, deci am avut elevi, de în primul rând, în mai multe școli din Târgu Jiu, cele reprezentative. Mă gândesc aici la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, la școala Constantin Săvoiu, școala Alexandru Ștefulescu, școala Gheorghe Tătărăscu, până la școala gimnazială de la Motru, școala gimnazială 1, școala gimnazială de la Novaci, școala gimnazială de la Bumbejiu, plus comune de la începând cu, cu Albeniu, continuăm cu Scoarța, Băleștiu, Bălceștiu, Bălăneștiu, apropo de seria aceasta cu B, Dragoteștiu și multe alte unități școlare. Acum aminteam doar pe cei care s-au calificat în etapa finală, adică au făcut punctajul acela minim, dar competiția s-a desfășurat în foarte multe zone din județ, ceea ce arată de o potrivă implicare, dar în același timp, faptul că centenarul a pătruns cumva și de fapt asta a fost și obiectivul competiției, scopul a fost ca elevii să afle cât mai multe și să rețină cât mai multe informații despre centenar, momentul special din, din acest moment pe care îl marcăm în acest an și de fapt și în următorii doi, așa cum au hotărât autoritățile. Din într un punct de vedere personal în calitate de membru al jurului, cred că în primul și în primul rând aș remarca strădaniile, munca și munca de votamentul și foarte buna pregătire a dascălilor. Foarte bună pregătirea dascărilor, multe momente inedite, cercetare de teren, efectiv cercetare de teren după sistema unei școli istorice autentice așa cum trebuie, ca la carte. Uh, și făcută cu elevi de gimnaziu. Și făcută, atenție, cu elevi de gimnaziu, copii serioși și un caracter unitar. Un caracter unitar. Greu să-ți dai seama dacă nu ți-ar spune cineva că un copil din uh, comuna uh, nu știu care sau din uh, orașul Târgu Jiu, foarte similare. Drept pentru care, drept care, am avut și notarea uh, aceea foarte apropiată adică foarte greu să departajezi foarte dificil de departajat temele bine alese bine structurate, bine închegate bune prezentările, bune referatele trebuie să spunem că în afară de concursul a constat în trei probe prezentarea unor personalități sau teme alese așa ori unde s-a punctat originalitatea, s-a punctat coerența discursului și așa mai departe. Bineînțeles și încadrarea în timp, da, și referatele de specialitate. Da? studiul de specialitate pe temă care a trebuit să aibă după, toate, după tot tipicul de la aparat critic, bibliografie cuprins tot ceea ce a, cuprinde anexe o lucrare tot ceea ce cuprinde o lucrare de specialitate că au fost sau nu au fost toate la fel s-a văzut că acolo este munca elevilor e munca copilor, dascălul a intervenit și la un moment dat i-a lăsat să vadă cum se descurcă un, un, lucru absolut excepțional din punct de vedere al caracterului pedagogic pe care l-au înțeles acești profesori de istorie, acești oameni dedicații vocației pe care și-au asumat-o. Este până la urmă, cred că, o vocație, la fel ca și preoția istoria și, de fapt, științele sociale. Da, și asta nu-i face, nu face altceva decât să-i familiarizeze pe, pe tineri, cu ceea ce înseamnă uh, rigoarea unei uh, lucrări. Un lucru pe care de-al minteri îl dau uh, ca și performanță, inclusiv olimpiade școlare uh, și alte forme de concurs. Uh, a treia fază a concursului, a treia etapă a concursului, era proba de cunoștințe, cu un test grillă, uh, unde uh, s-au descurcat cu toții bine și foarte bine. Da, deci da. a fost, să zicem, de la notă de trecere la cei mai slab clasați până la aproape maxim. Și dificil de evaluat, de... adică din da. 20 de întrebări, dacă ai greșit 10 sau 8 sau... totuși. Da. Totuși, iar dar întrebările au fost... Cei care au câștigat, de exemplu, au avut 95 de puncte din 100. Deci, 19 întrebări 19 din 20. Întrebări, da. Deci destul de, de bine am putea, am putea spune. Dar asta și încercam să... Având în vedere că dumneavoastră a fost în membru al juriului, ce ați remarcat, ne spuneați deja câteva dintre concluzii, pe mine m-a frapat însă partea de organizare, să spunem, am răspuns cumva de ea, m-a surprins dorința aceea și de a câștiga, de a arăta ce știu copiii aceștia. Toți au dovedit-o, indiferent că au ieșit pe locul 17 sau pe locul 1, toți au, au arătat că vor să câștige, s-au prezentat destul de bine, au dat ce era mai bun între ei. E adevărat, cu stângăciile de rigoare, cu emoțiile de rigoare, pentru că. Care pot acut, să spună e, cuvântul. Da, cam, uh, și din experiența. Să zicem, altor concursuri, de regulă, copiii foarte buni, cu rezultate foarte bune la scris, au un anumit trac sau se emoționează mai mult decât ceilalți în momentul când se văd în fața unui juriu sau cu spectatori, efectiv. Dar, până la urmă, eu zic că prestația a fost între bine și foarte bine la foarte multe dintre echipaje. Dovadă și punctajul acela, practic, avem între. Distanța între locul 10 și locul 1 e undeva de 30 de puncte, deci cam așa. 30 de puncte în cele 200. Da, Din da. 200. Din da. 200 da. 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 Deci, mi se pare destul de mică aș putea spune pe 10 încadrând 10 echipaje pe distanța aceasta. Pe de altă parte, faptul că muzeul județean și-a dat mâna și cu inspectoratul școlar și cu celelalte instituții amintite pentru a face acest concurs, mi se pare, mi se pare lăudabilă inițiativa și arată cumva și implicarea alături prin alte forme. Deci, până la urmă, unii dintre cei beneficiari activității Muzeului Județean sunt cu siguranță elevii. Faptul, pe lângă că îi aștepți la muzeu ca să viziteze muzeul, pe lângă faptul că muzeul face, editează anumite lucruri, acum, de data aceasta, a fost gazda acestei competiții, a organizat această competiție, deci, practic, s-a transformat și a găsit și altă valență. Și eu zic că rezultatele au fost de cele mai bune, mai ales că în acele lucrări ale copiilor, în 3 sau 4, cel puțin 3-4 comunicări, din ce am remarcat eu când treceam prin sală. Uh, erau și lucruri care nu le găsești decât la muzeu, adică diverse uh, exponate din muzeu care ilustrau, să spunem, ce, ce spuneau copiii respectivi în, în tema lor. Este o pledoarie mai veche pe care o avem noi cei de la muzeu. Și anume faptul că muzeul nu trebuie să fie, nu este și nu trebuie să fie o instituție înțelenită și rătăcită în timp undeva. Ea își deschide porțile ca un miraj al cunoașterii pentru toți cei interesați. Și atunci vom vedea și vom găsi valoarea bunului cultural în oricare dintre piesele care ne înconjoară din viața cotidiană, din real, din vei găsi în lada de zestre a bunicii sau în lada de acte sau de documente a părinților, anumite scrisori, anumite fotografii, alte efecte cărora aparent nu le-ai dat o importanță, dar prin, printr-un contact mai bun cu muzeul care să-ți spună uite de ce sunt astea importante, uh, reușești să găsești uh, aceste piese importante, da? și să creezi o uh, să, spun o, să le dai o coerență în ansamblul activităților tale ca om. Da? Și atunci, evident, că acești elevi și oricine altcineva reușește să definească muzeul altfel din punct de vedere structural, mental, vorbind. Da, la fel de adevărat este că... Și muzeul a trebuit să treacă printr-o tranziție prelungită, ca și alte instituții, inclusiv și Și ca și învățământul. Da, ca, ca și învățământul. Și iată că a făcut, cel puțin la și s-a făcut acest pas, copiii vin spre muzeu și pentru alte activități. Și completează cumva zestrea de informații. Chiar m-a surprins să-mi relata cineva din salariații muzeului faptul că s-a trezit într-o zi cu câțiva copii veni să se documenteze pe o anumită temă în care do, vă rog să ne ajutați să mergem la sala respectivă unde sunt anumite de pe epocă modernă căutau ceva. Deci știu unde să meargă, apelează la muzeul Județean și asta e foarte important. Acum, e adevărat, îl descopere și prin intermediul acestui concurs. Dar eu zic că, deși istoria devenise sau este o cenușereasă în momentul de față a sistemului de învățământ, mă refer că în multe, la multe niveluri și multe clase e doar o oră pe săptămână, destul de puțin față de ce se poate face, cumva istoria și-a găsit cumva. O deschidere acum, în anul acesta, anul centenarul ne-a ajutat. Na, istoricul să este descoperit. vorba uh, panfletului la Carol al II-lea, știți, din perioada interbelică, Anastase Stasepan. Așa, un om periculos, istoricul. <laughs> nu e așa? Prin cunoaștere, uh, în acest sens, uh, istoricul are o anume menire uh, și atunci, din păcate, într-adevăr, cum spuneți, în învățământ, uh, învățământul traversează această și, din păcate, nu doar în cazul istoriei, și alte discipline sociale, să nu uităm ce s-a întâmplat în, cadrul, în cazul școlii sociologice românești. Școala sociologică românească, de fapt, a fost destructurată, pulverizată cu totul și atunci ne este foarte greu să înțelegem anumite realități. Încercăm prin, prin anumite tipuri de simpozioane, de analize și așa mai departe, să închierbăm și să închiegăm uh, câteva lucruri privitoare la o analiză socială uh, coerentă și concretă. Uh, personal vă spun că uh, din perspectiva asta a relației muzeu cu învățământ, acum vreo 10 ani cred că uh, puteam număra pe degete parteneriatele pe care le aveam cu învățământul, parteneriate serioase și care duceau o finalitate. Acum vă spun că abia le facem față. Da, cu, cu, siguranță se întâmplă asta și e foarte bine. Pe de altă parte, pentru că tot vorbim de, vorbeam de prima ediție acestui concurs, telespectatorii, cei care ne privesc acum, pot să vadă și au putut vedea imagini de la, de la eveniment prin bunăvoința colegilor mei din regie, trebuie spus că sunt 10 echipaje, am vorbit la început, care merg la Alba Iulia, dar am uitat, să zicem, sau am negat la momentul acela să le spunem și numele. O să încerc să fac, deși n-am o foaie în față, o să încerc eu. Deci vor merge la Alba Iulia, reprezentantul CNTV, reprezentanții CNTV-ului, Co colegiului a luat, național Tudorul da, da, care au luat locul 1 pe locul 2 s-au clasat cei de la Novaci de asemenea pe locul 3 cei de la Motru, Motru. vor merge la Alba Iulia premiile speciale da, premiile elevii de la școala Ștefulescu, elevii Sado. de la Bumbejiu și cei de la Bălești de asemenea, vor merge la Alba Iulia, școala gimnazială, și cred că am uitat-o când am, când am amintit prima dată Constantin Brâncuș, da. de la Târgu Jiu, vor, Dragotești, vor, Dragoteștu, Constantin Săvoiu și cei de la Lelești. Și am făcut 10 echipaje, nu ne-am... Cred că și în ordine. Nu știu da, cred că și în ordine. Dar cu siguranță au fost, ultimile au fost mențiunile, dar cred că nu numai că aceste premii au fost și cumva consistente, că la locul întâi a fost, a fost 1.500 de lei pentru elevi o sumă destul de importantă pe echipaj pe, da, echipaj pe echipaj dar în același timp să nu uităm că inclusiv mențiunile prin efortul muzeului chiar dacă nu era prevăzut ca mențiunile să aibă ceva s-au făcut un efort al muzeului și au primit și ei câteva lucruri tipizate obiecte de care să i ajute în activitatea școlară sigur, de la pisuri da. și până la și promoționale și o bună amintire. Da, și o bună amintire. Da. Trebuie spus însă și altceva, că cu siguranță și această excursie pentru unii e pentru prima dată. Chiar făcu, am făcut un sondaj atunci după ce s-au aflat rezultatele. De fapt, nu. Cred că sondajul era dinainte de a, face, de a afla rezultatele în timpul competiției. Și -am găsit, nu găsit niciun elev din cei care participaseră. Nu, nu am pretenția că am identificat toate echipajele care n-a ajunseseră la Alba Iulia, deci până acum. Nici măcar în altă perioadă a anului, dar în perioada de 1 decembrie. Deci eu cred că e o reușită și a fost o idee bună și aceasta cu vizita Ați fi surprinși să aflați în urma unui sondaj câți oameni din Târgu Jiu n-au ajuns la muzeu. <laughs> da, e o temă. <laughs> din păcate de multe ori lucrurile care sunt cu adevărat importante și sunt în preajma noastră revenind la, la serios. Sunt poate prea evidente și nu le dăm atâta importanță. Și atunci există un miraj, în a merge să vezi, știu eu, mănăstirile din Moldova sau bucovina. Da? Sau maramureșul istoric sau, sau, sau și să uiți mai aproape de mănăstirile din Vâlcea sau din uh, sau Alba Iulia sau ce avem noi mai aproape, da? Atunci e posibil ca acesta să fie un motiv. Pentru... Problema este că da. am întrebat de muzeu, dar uh, sunt foarte mulți târgujieni, foarte mulți gorjeni care n-au ajuns niciodată la teatru și avem un teatru destul de important aici la Târgujiu, care n-au trecut niciodată în biblioteca județeană. Poate nu intră într-o librărie, de fapt, singura care mai este în Târgu Jiu sau în orice caz printre puținele care sunt, mă refer la librăria centrală din piața prefecturii. Deci, și sunt, să știți că acestea probleme, sunt instituții, probleme, da, da, sunt, sunt într-adevăr, și aceste instituții funcționează în foarte mare parte datorită vocației oamenilor de acolo. Cu siguranță. Și aici trebuie să ne gândim, ca să nu mai spun că nu vorbeam, sunt gorjeni foarte mulți, noi chemăm și încercăm să promovăm, operele Brâncușiene încercăm să aducem turiști din străinătate, dar foarte mulți gorjeni, deși le stă la îndemână, n-au ajuns la coloană sau n-au ajuns la operele din parc ale lui Brâncuș, ceea ce este și mai... Deci aflăm acest lucru de fiecare dată când ne întâlnim și cu, chiar și cu elevi din diverse zone ale județului, când ne întâlnim la diverse ocazii, la diverse evenimente, când te trezești cu el că poate mergem să vedem asta că n-au văzut ceea ce este deja o, o problemă, am spune noi, și cred că aceste lucruri pot fi corectate și printr-un efort conjugat al mai multor uh, autorități, dar poate încercând, ca prin intermediul și inclusiv muzeul a făcut asta. Și o latură mult mai practică, a școlii, da, o abordare da. mult mai practică, Dar mai mult practicul decât teoretic. nu împiedică piedică nimic și muzeul a făcut chiar în anii trecuți ca anumite filme documentare despre gorj, despre trecutul acesta, să ajungă în școli pe post de material didactic să poată fi văzut la un videoproiect. Și în SATV face, face multe în acest da, sens. Și în SATV face și încercăm cel puțin să ajungem în cât mai multe case, tocmai pentru această idee de a face și cultură. E adevărat că în momentul când la ora 7, când intrăm noi la ora 19, pe un alt, să zicem, pe un alt post de televiziune central se înjură nu știu care lider politic sau nu știu ce viol s-a mai întâmplat, normal că ești tentat să vezi știrea senzațională și mai puțin știrea de cultură. Dar asta nu înseamnă că să zicem, după ce s-a estompat aceea știre, mai rămâne ceva. Ne place să credem ați, că actul ați amintit chestiunile politice, să știți da. că din păcate ele sunt sensibile și nu în cel mai fericit caz, așa cum s-a demonstrat și în perioada interbelică, ce de cu ctitorul arhivelor Olteniei, le amintea ca pe o etapă de friguri și spunea că nu face nimic mai rău țării decât o etapă de toate bolile din lume și toate războaiele din lume decât o etapă de friguri politice asociată unei campanii electorale foarte important. Spuneați da. ceva de, de fapt despre FMR. Aceste lucruri sunt efemere și nu vor trece, să zicem, proba timpului. Uh, dar, dar într o formă afectează. Să Cu nu siguranță. uităm, să nu uităm că după 1918 că istoria magistravite, da. Uh, noi acum discutăm despre cât de frumoasă este istoria ca perspectivă, dar nu toate faptele istorice ne sunt și plăcute. După uh, 1918, care de fapt este doar un reper, uh, cum să vă spun, ușor mitizat ușor mitizat, pentru că de fapt recunoașterea internațională a Marii Uniri se duce până mai târziu, lăsând la o parte faptul că și Japonia, care a prins într-un tratat cu așa de oceanic cu Rusia, așa nu recunoaște niciodată unirea noastră. Iată că anul 1940 demonstrează efemerul, demonstrează contrariul. Și discutăm despre o clasă politică interbelică, culmea, punctul meu de vedere ca istoric, este extrem de capabilă, totuși extrem de capabilă, dar divergentă ca opinii. Divergentă ca opinii. Extrem de capabilă pentru că toți miniștrii din perioada interbelică sunt foștii ofițeri din marele război sau în ce da? caz? Da, foste ofițeri de cu siguranță. dar foste ofițeri timpul... din marele război, deci oameni pregătiți, da. care înțelegeau viața, știau realitățile și oameni de acțiune. Uh, Ei bine, cu toate astea, uh, tânăra România abia închegată nu reușește să treacă momentul 1940. Bine, acum și privind tăvălugul istoriei duce cumva. Uh, dacă vedem lucrurile în prezent, Trebuie să încercăm să nu repetăm, că asta este menirea istoriei, să o cunoaștem ca să nu repetăm greșelile trecutului. Bine, noi acum vedem... Să nu le... sunt Doamne ferește! Vedem că momentul 1940 a fost dar vedem din perspectiva prezentului. La momentul acela nimeni nu s-a aștepta, mai ales după Marea Unire și mai ales după ce, să zicem, trecuse primul deceniu, chiar cel al doilea deja, aveam acea salbă de monumente, apropo de asta, prin toate comunele și gorjuri și țării, care marcau pentru eroi care se jerfiseră pentru Marea Unire. Uh, nimeni nu se gândea atunci că va veni 1939, începutul războiului, că va veni 1940, tăvălugul care ne-a rupt Basarabia și Bucovina. Dar aceste lucruri s-au întâmplat, din păcate lucrurile nu s-au mai corectat de atunci și au trecut destui ani, așa. dar trebuie să, pe undeva, să sperăm că vor veni vremuri și mai bune, probabil doar în interiorul Uniunii Europene, dar în același timp trebuie să ne gândim, apropo, din, din perspectivă istorică, că poate prezentul nu se ridică, și nu că poate, cu siguranță nu se ridică la înălțimea trecutului, dar, de asemenea, chiar dacă am avut oameni capabili în perioada interbelică, iată că ei n-au putut să evite momentul 1940. Și din această perspectivă, poate cu politicieni mai slabi, nu a fost cazul României pentru că generația 1848 a fost, a reușit statul național, generația următoare ne-a dat România mare, am avut generația interbelică care a fost sacrificată brusc după, de canal după 1945. De și mari exilați, da, evident. Deci toată, toată elita a fost dusă. Noi n-am mai avut după aceea o generație de politicieni, de oameni pregătiți pentru asta. Practic avem noi în anii 90 și până în prezent sunt politicieni formați înainte de 89 dar care nu s-au pregătit în acest domeniu. Avem de la tractoriști până dacă, la... dacă discutăm ilotempore în afara da. unor exemple clare cred că văd m-ar întreba cineva cum vedeți România acum la 100 de ani tot tânără, tot tânără și mereu în formare, mereu în formare, mereu sacrificată, nu reușim să depășim o paradigmă. Nu, eu sunt, să zicem că aici sunt puțin mai optimist și mă gândesc la faptul și văd ce se întâmplă în aceste zile aproape de granițele noastre între Ucraina și Rusia, că avem noroc cumva, că nu suntem chiar în imediată apropiere să fim, să avem graniță comună cu colosul rus, dar în același timp, poate că politicienii ăștia ai noștri, așa cum sunt Huliți și toate celelalte și poate pe bună dreptate în multe cazuri, au reușit să, ne, să am reușit să evităm soarta Ucrainei. Care, să nu uităm că câți bani s-au băgat în Ucraina pentru... Am reușit să evităm ăsta... și soarta Iugoslaviei. Da, și am reușit să evităm și soarta Iugoslaviei. Deci, nu trebuie uitat nici aceste lucruri pozitive, că fac parte din istoria de 100 de ani în același timp, nu trebuie să ne mulțumim nici cu jumătăți de măsură. În, în sensul că puteam să fim cu siguranță, dacă aveam o, o, generație de politicieni mai abili, cu siguranță am fi putut specula ultimile trei decenii să fim mult mai în față acolo în Uniunea Europeană. Sau nu se știe dacă am fost lăsați. Există și de această teorie că n-am avut nicio șansă din momentul când am plecat în această direcție. Dar sunt diverse teorii. Mergând, tot vorbeam de evenimentele pe care muzeul le-a găzduit sau leva va găzdui și pentru că trece, să zicem, timpul emisiunii. Trebuie să vorbim și de alte lucruri. Dacă am vorbit de expoziția Anotimpuri al lui Ionel Scăunașu despre expoziția Strigătu al profesorului Ion Mălăescu, ca și despre expoziția sublinumă de costume populare pe care o are muzeul, ba chiar și un muzeu atipic, așa s-a numit Muzeul Iluzilor, dar care face, iată, public foarte mult, muzeul este asaltat în fiecare zi de participanți. Fascinația științei, până da, acolo. Da, Avem uh, și alte evenimente care se desfășura sau se vor desfășura. Avem în avant premieră, să spunem așa, o carte pe care ne-ați adus-o. Glinzile despre... lui Hermes, așa da. se numește. Iată o copertă foarte interesantă, foarte bine aleasă. Uh, și este la o aniversare a domnului profesor uh, Ion Popescu Brădiceni, uh, un uh, profesor extrem de activ, un profesor extrem de activ. Uh, sonete, sonete și nu doar sonete, uh, și ceva uh, critică socială. Da. Uh, o carte, o premieră la o lansare ce va avea loc la Muzeul de Istorie uh, în seara Sfântului Andrei, nu noaptea Sfântului Andrei, seara Sfântului Aici Andrei, după amiaza, da, da. la sfârșitul acestei săptămâni, uh, nu face altceva decât uh, să uh, reia motivul uh, scriitorului, motivul uh, esteticianului, uh, cuprins cumva de o, o, patimă de a încerca, uh, prin care uh, încearcă să-și pună mereu scrisul în favoarea socialului și să îndrepte lucrurile prin scris. În acest sens, așa poate, cred, fi privită cartea, o postfață a domnului profesor Ion Mocioi, uh, foarte viguroasă. Uh, toate vinte. evenimente sub, form, sub uh, semnul centenarului Chiar iată și în domeniul poeziei Versuri dedicate și mare lui eveniment de acum 100 de ani Însă profite prezența dumneavoastră în studio Și pentru un alt moment uh, Care l-am tratat să zicem în premier uh, Într-o emisiune trecută Însă n-am vorbit foarte mult despre el această aniversare a Gorjului de data aceasta și care a fost cu prezență importantă, dar parcă a trecut și prea repede și nu atât de, nu atât de spectaculos cum ne-am și vi-așteptat. E vorba de aniversarea ansamblului brâncușian de la Târgu Jiu, cei 80 de ani împliniți de la inaugurare. Uh, dar nu. Vorba franceză menon. Uh -huh. uh, am avut o expoziție extrem de viguroasă și de uh, interesantă în acest sens un, uh, la Muzeul de Istorie. Să precizăm că eu am citat, să zicem, anumiți uh, deontologi din presa noastră care spuneau acest lucru. Uh, din păcate, uh, expozițiile sunt importante, dar sunt și statice. Nu avem de a face cu mimica la teatru în expunere în așa fel încât să atragă cumva atenția. Mai cu seamă o expoziție de artă deși noi avem un șir de expoziții de artă prestigioase la Muzeul de istorie. O expoziție de artă făcută cu mare efort, vă asigur. Am, am urmărit eforturile colegilor noștri de la Centrul Constantin Brâncuș în a realiza conjunctura propice pentru ca operele unor mari artiști din țară să fie aduse și expuse la Târgu Jiu. De aceea vă spun, revin la, la motivul nostru, de multe ori nu suntem conștienți de lucrurile pe care le avem în față, fiind prea obișnuiți cu ele. Nu realizăm valoarea imensă pe care o au. Deci, din punctul meu de vedere, cel puțin doar această expoziție și merită subliniată în acest sens, pentru că în momentul în care mari artiști din țară vin și îți aduc opere într-un oraș, înseamnă că tu ești cunoscut. A fi cunoscut nu este puțin lucru. Și eforturile colegilor de la Centrul Constantin Brâncuș sunt constante și disciplinate în acest sens. Da. Nu, mă referam la faptul că, bine, se anunțase prezența președintului, a avut o operație în momentul ăla, n-a mai ajuns la Târgu Jiu. În același timp, parcă presa, și mă refer la presa națională, nu a dat suficientă importanță evenimentelor de la Târgu Jiu. Și aici poate este și greșeala organizatorilor că n-au comunicat mai mult Către, către aceasta, au fost câteva reportaje prestigioase și asta e bine, dar o remarcă să știți cel puțin punct de vedere așa poate să fie subiectiv eu întreaga Oltenie este ușor absentă din presa națională Ceea ce e corectă remarca, am văzut, deși se fac lucruri foarte bune, cel puțin pe domeniul cultural, uh, Craiova este un centru, un centru universitar foarte vizibil, de, deci cu invitați prestigioși. Uh, nu vă N-am am văzut zică, conferința da, uh, da, domnului Ioan Aurel da, Pop, chiar președintele, președintele Academiei, Academie a fost acolo și asta puțin se vorbește de, de, Oltenia și aici și, când se mai vorbește, e adevărat Traiova și Târgu Jiu joacă un rol important, mai puțin Vâlcea față de, deși au și ei un impresionant tezaur din toate punctele de vedere, uh, Oltu și Mehedinți sunt și mai uh, puțin mediatizate. Ceea ce nu, 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 vă speriați, crearea unui curent de opinie public defavorabil sau pe anumite regiuni istorice, cumva, cândva, nu se face așa ușor. Așa că indiferent ce se spune sau ce se face, rămân uh, la concepția că este lucrurile care s-au făcut sau se fac pentru centenar sunt o explozie de inițiative individuale, ceea ce face mai important poate decât un mare proiect sau un proiect megaloman uh, să fie importante aceste uh, activități. Uh, de acord prin, prin trăirile individuale da. pe de altă parte la CEDES își dorește Gorju și nu mai Gorju toată Oltenia dar ca să îmbinăm această oază de cultură pe care este pe care o avem avem un tezaur imens istoric nu mai vorbim cultural să-l transformăm cumva și în potențial turistic n-am reușit-o până acum se face însă foarte mult și cu presa, cu promovare, media foarte bună. Sunt câteva, s-au reușit și câteva filme, se lucrează la altele, se mediatizează foarte mult. Apropo de Centenar Podul Jiului, va exista o peliculă în acest sens, a început să se lucreze la ea, finanțată de Ministerul Culturii. Ce vreau să spun cu acest lucru? Toate acestea vor ajuta cumva promovarea și promovarea turistică, dar trebuie să atragem pe lângă frumusețile naturale care le avem din Berșuc să venim și cu potențialul cultural. L-avem, dar deocamdată nu cred că se transformă, cel puțin asta e percepția mea ca trăitor la Târgu Jiu. acum s-ar putea să mă înșel, dar mie mi se pare că în momentul când vine un turist la Târgu Jiu, eu l-aș vedea, să zicem, să descalece, apropo de vechiul termen istoric, în zona coloanei, și să meargă, eventual, să poposească la Târgu Jiu pentru o zi, să și cazeze, dar să meargă pe Axa brâncuș și să viziteze diverse obiective. Acum... Sunt dacă, probleme dacă, de infrastructură. Da, nu. Dacă vine la Târgu Jiu astăzi, are șanse minime să rămână prea mult timp, ori... Are-n-are uh, -are parcare, are-n-are da, hotel, problem, are, -are. problema de parcare Uh, nu mai vorbim că acum avem șantierul în noiembrie, că așa e pe la noi avem șantierul pe toată axa Brâncuș pentru că se scot, se bagă cablurile electrice e se bine face. că se face, dar era și mai bine dacă se făcea ceva mai devreme uh, apoi problema cealaltă uh, acest deocamdată nu prea vine chiar dacă, deci avizații vor veni clar la muzeul de artă sau la muzeul de istorie, dar din păcate cei de consum nu mai sunt oriunde în lumea asta, nu mai sunt. Aș vrea atrași, să și atrag atenție. Stabilitatea aduce prosperitate. Dacă un muzeu este într-o anume, este muzeul de istorie, vom ști clar că muzeul de istorie este fostul kilometru zero din Târgu Jiu. Cus, și acel al vei găsi pe site-ul uh, Institutului Memorie Culturată, site-ul Cimecului sau muzeul de artă și așa mai departe. În momentul în care aceste instituții uh, fluctuează. Sau își găsesc alte locații, chiar și cu un, cu un anume, cu o anume tendință de mai bine, lucrurile pot să, să, să scape în cealaltă latură. Da, și de asta spuneam. Deci, în ce se întâmplă în vest, se oferă destul de mult practic turistului cel care vine să meargă, nu știu, mergi la Operele Brâncușine, principala atracție de la Târgu Jiu. În continuare e o problemă cu acei oameni, acele, acei, partea de ghidaj nu prea există. O face poliția locală destul de dificil, să zicem. Știți că în foarte multe capitale culturale sau orașe culturale, uh, funcționează acei ghizi uh, voluntari. voluntari da, dintre localnici, care sunt foarte bine pregătiți, foarte bine uh, puși la punct cu o limbă, două limbi străine și cu istoria locală. Uh, și oferă și un moment de culoare. Uh, Cred că, sau bănuiesc că poate să fie o plăcere, ca cineva din interiorul comunității să spună cum vede lucrurile, dincolo de a avea parte de un uh, absolut de un uh, un serviciu specializat. Și să-l percep ca fiind institu instituționalizat. De acord, însă îmi spuneau. Uh... Ceea ce voluntariatul la noi da, este da. o problemă. Apropo de chestia să zicem, de valorificarea opelor brâncușiene, că s de la una la alta, dar spunea un prieten uh, care, care este un universitar într-un în, în, banat, uh, care vizitat Târgu Jiu, ziceau și că, voi am nimerit numai în weekend la Târgu Jiu și câte nu văd la voi în parc, nu n-am reușit să fac o poză la, la poarta sărutului <laughs> pentru că erau, stăteau vreo trei mirese la rând ca să facă <laughs> <laughs> asta. Uh, E pe undeva adevărat că ne imortalizăm cu aceste opere, mă refer momente speciale din viață, dar cred că, nu știu, și am văzut prin diverse obiective din țară turistice, prin mai multe locuri, faptul că vin într-adevăr și mirese tineri căsătorii și la Sinaia, la Pele și am văzut asta, dar nu blochează efectiv toate lucrurile acestea, adică la un moment dat mai poți să, să faci și altceva. Cred că cumva ar trebui și apropo de bulevardul acela care se din preajma parcului, Brân... din Brâncuș, că se numește, banda aceea care se blochează sâmbăta-duminica, uh, se blochează pentru noi, pentru că turiștii nu mai ajung. Vine câte o coloană de aceea de, o, de, câteva zeci de mașini în care nu mai face altceva. De ce remarcam acest lucru? Că pentru unii e ok, pentru alții ajung, e ok. Dar turiștii ajung totuși la muzeul de artă, să știți. Da. E un mare beneficiu faptul că se află acolo în păi prea proba așa. probabil, că dacă nu reușesc să, să se fotografieze la, la operele brâncușiene, cu siguranță tinerii că sunt să ajung la muzeu. Așa că ca să facem haz de necas cu alte cuvinte. La cel de la curtișoara. Da. Bineînțeles, și a, a, părerea mea apropo de, mai ales că și vă ocupați de coordonarea muzeului de la Curtișoara, cred că, ar fi, cred că ar fi timpul ca autoritățile să dea o mai mare importanță muzeului de la Curtișoara pentru că are o zestre extrem de valoroasă și care se caută foarte mult și în exterior. Ah. De fapt, turiștii cei mai mulți că la Curtișoara ajung. Din muzeele, din gorș Din afară, da. turiștii din afară. Din, din exterior, da. da. Uh, cred că asta se va vedea și în reportajele uh, făcute la Curtișoara, reportaje făcute de posturi de televiziune străine. Uh, uh, o Curtișoară unde uh, avem o abundență a motivelor tradiționale și a motivelor brâncușiene, doar. Și atunci, cred că, într-adevăr, așa cum spuneți, ar fi, ar fi interesant, dar un subiect poate pentru o altă emisiune. Pentru o altă emisiune, cu siguranță o să abordăm și asemenea subiecte, pentru că poate ajungem și la concluzii care să ne ajute să progresăm. Domnule Albine Firescu, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la și această emisiune. Și eu vă mulțumesc emisiune. și mulțumesc și telespectatorilor noștri. Dragi telespectatori, a fost emisiunea Educație, a fost alături de noi domnul Albinel Firescu, șef de secție în cadrul Muzeului Județean Alexandru Ștefulescu. Mulțumim pentru atenție, la revedere!